De grămadit undeva vreo, nu știu, 10 persoane și fete și băieți. Și ne apropiem de dumneai și o întrebăm concret, clar și deschis. Nu? Dar noi de mult știm, că... Noi multe lucruri știm, de unde și cum. Nu mă dreptăm foarte. Dreptăm, eu... Știi ce trebuie? Și știm noi să ajung la oameni. Da, asta, asta și la oameni, dar pe da. La noi este așa, este așa o chestie. Lumea la noi, în primul rând, dar de ce să mă duc eu, dar eu mă tem, da? Ce n-au curajul de a să duci eu singur, singur, e că eu dacă mă duc singur la dânsa, să o întreb, cum te duci și tu? Eu aș avea o leacă de stres pe mine, parcum aș teme, într-adevăr. Înțelegi? Se creează așa o atmosferă, parcă tu așa pe care dacă se voie așa, nu le trebuie. Asta cu timpul. Asta cu timpul, da, într-adevăr, asta cu timpul. Dar eu când zic că nu e mai multe persoane, da, când sunt mai multe persoane, tu ai curaj, tu nu știi, tu știi că ești, nu ești să iei mult. Și în primul rând... La noi problema este, mă scuți, tot mult vor să știi, tot mult vor să facă, da? Dar nimeni, adică legal sau normal, tu vine să întrebi. Pur și simplu, vine și întreabă. Nu, Miša a întrebat și când întreb, Luba, și când întreb. Scrie! Și când eu vreau să scriu, eu vreau să scriu, știi și nu ți-am mințit cine a zis. Din... Hai mai tine, Tony. Nu, nu. Nu ți-am mințit cine a zis. Eu am vrut să scriu o cerere. Cu tare de seamă, să ne prezinte tot tare de seamă rapoarte și cum s-a făcut ea, că de exemplu, într-un an de zile. Și ce-a zis? Oficial? A zis că oficial n-a să spună nică, poate scrie acolo niște mărunțuișuri, pentru... Nu știu, că davai să încercăm, e ca prea mult tine să încercăm. Eu nu știu.